Reprezentanții gardienilor îl vor înapoi după gratii pe Gigi Becali. Afaceristul este acuzat că a lansat amenințări la adresa conducerii penitenciarului Jilava și că a încălcat în acest fel termenii eliberării condiționate. Afaceristul ar fi comis și infracțiunea de ultraj în încercarea de a-și apăra vărul pe Victor Becali. Acum mă închin în praful istoric. Și sunt liber. Poarta albă s-a deschis pentru Gheorghe Becali în urmă cu 2 ani și jumătate și a rămas închisă în urma lui. Însă acum sindicaliștii din administrația penitenciarelor cer revocarea eliberării condiționate a latifundiarului din Pipera pentru că l-ar fi amenințat pe directorul penitenciarului Jilava. Scandalul a început după ce Victor Becali, încarcerat acolo, nu a primit zilele de permisie pentru a-și vizita familia. Păi când îi spui de ce faceți asta? Și când îi citești din lege, e amenințare, și când îi spui, nu te gândești că o să vină judecata lui Dumnezeu, e amenințare. Pentru ce distrugeți oameni, e amenințare. Dacă ar fi condamnat pentru amenințare, Becali riscă să mai stea după gratii între 3 luni și 1 an. La această pedeapsă se adaugă perioada de 2 ani și 4 luni rămasă neexecutată. În total, cel mult 3 ani și 4 luni. Niște oameni atât de primitivi și atât de neștiutori. Cum să ceri revocarea eliberării condiționate când omul e liber? Păi da, eu ce sunt? Eu nu sunt în termenul de eliberare condiționată. Iar juriștii îi dau dreptate. Probabilitatea ca Gigi Becali să ajungă din nou la o închisoare este, din punctul meu de vedere, zero. Bază juridică există, dar aici nu avem o logică juridică. Nu sunt îndeplinite condițiile. Prima condiție este ca cel amenințat să depună o plângere penală împotriva lui Gheorghe Becali. Mai mult trebuie dovedit că amenințarea a fost făcută în timpul termenului de supraveghere și abia după o condamnare definitivă pentru amenințare se poate cere revocarea eliberării condiționate.